Cel ce pregătește lucrurile mai dinainte și dă curs spre împlinire, numele Lui este Domnul. Dacă v-ați deschide inima pe deplin, aș turna măsurile de unde lemn. Vederea umple din vederea mijlocirii, a stărinței rugăciune și a coborârii în vale în punctul smereniei, unde să fac pregătirile alese și deosebite din partea Duhului Sfânt. Nu-i mult, nu. E foarte scurt timpul și spațiul pe care ales să-l parcurgeți de libertate. Dintr-o dată, ca o furtună, va porni furia vrăjmașului. Pentru cei ce coboară în vale, slava-i va acoperi și lumina mea va străluci peste ei. Cei ce rămân pe înălțimi, în pretenții, în mofturi, în dorință firești, vântul îi va culca la pământ. De aceea fac strigarea în bunătate și în mare milă către voi. Aplicați-vă și căutați aplicarea, că acolo stă deschis un izvor limpede, care va întrema unul dinăuntru, care va întări inima fiecăruia dintre voi și va da orientare clară și lămurită în vremea pe care o trăiți să pricepeți, nu după înțelepciunea de jos, după descoperirea de sus. Amin! În curând, foarte curând, se va interzice prin mâna celor răi strângerea voastră la oaltă, cu amenințări, cu pedepsă, cu închidere și despărțire unii de alții. Dar am să mă arăt slava în mijlocul acestei furtuni. Și în mijlocul acestei primejdii îmi voi întinde mâna cum n-am întins-o niciodată. Și îmi voi întări mărturia cu semne și minuni, ca să întăresc credința celor slabi. Să-i îmbărbătesc pe cei cu inimă moale. Să le dau curaj celor ce se tem de moarte. Ca să știe că sunt Domnul care dau viață